Poliția de frontieră română folosește sistemul Remotely Piloted Aircraft System, un sistem de pilotare de la distanță a aparatelor de mici dimensiuni pentru supravegherea multifuncțională a zonei de coaste de la Marea Neagră. Vorbim de un concept modern care se află la bordul navei Ștefan cel Mare. Aparatul are capacitatea de a filma pe timp de zi și noapte și poate fi operat de către piloți specializați. Informațiile colectate de la zboruri sunt transmise în timp real utilizatorilor prin intermediul Centrului de Date al Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă prin satelit. Zborurile au loc în zona Mării Negre și sunt folosite inclusiv pentru supravegherea frontierei maritime, prevenirea și combaterea migrației ilegale, identificarea poluării de către nave și căutarea persoanelor dispărute. Poliția de Frontieră a României dorește să extindă serviciul până în 2021, având în vedere buna cooperare interinstituțională și beneficiile operaționale demonstrate până acum.